bine ați venit. Să rămână, să trăim. Bine. Dacă noi încă stăm la pupături. Bine, noi nu contează. Luați un loc foarte deci bine. Deci eu am simțit foarte... nevoia să zic, nu știu dacă m-au auzit, am zis bună seara, felicitări. Mulțumim frumos. 5 copii, e superb. Păi chiar că da. Este superb, chiar e cea da. Mai mare bogăție. Pe care el l-ai felicitat, nu? Pe amândoi. Păi da, da. Bă, în primul rând, că și noi am fi vrut, da. Asta zic, în primul rând trebuie să-ți permiți. Felicitări că vă permiteți, din toate punctele de vedere. Și financiar, dar nu numai. Este un consum, cred că, destul de important. Consum psihic, consum fizic, să ai grijă de 5 copilași care sunt totuși la vârste mici. Adică nu este unul, doi dintre ei, nu sunt la casa lor și restul. Cum s-au mai întâmplat. Mai sunt familii care au diferențe mari între copii. Aici, cred că, cel mai mare având 11 ani, încă trebuie să stai cu ochii pe ei, nu? Cum e? Păi, să spună soția că ea este mai în măsură. Exact. Cine stă mai mult cu ochii pe ei? Da. Sau cum ochii este soție. Să ai grijă totuși de 5 copilași destul de mici? Presupun este interesant. Sunt zdrobii, sunt nebunatici, da. Da, e o adevărată aventură să ai grijă de 5 copilași. E o provocare. Eu mă ocup integral de creșterea lor. Ne-am dorit lucrul acesta. Ușor nu este, nu pot să spun că este ușor, însă este foarte plăcut. Este ca un proiect pe care îl iei și îl dezvolți de jos și îl crești ca pe un business. Da, 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 da. Și cu cât cresc copiii mai mari, crești și tu deodată cu ei. Înveți lucruri noi, înveți să te adaptezi, să faci lucrurile mai bine. Pentru mine este o plăcere să stau cu ei, e o binecuvântare. Nu e deloc o greutate, cum mai aud multe mămici care spun că e foarte greu să crești un copil. Depinde cum vrei să vezi tu lucrurile. Da, acum, repet, nu este de neglijat nici aspectul financiar. Depinde și care sunt condițiile în care apar 5, 6, 7 copii. Noi suntem obișnuiți cumva în vremurile astea moderne, copiii mulți apară cumva în familii defavorizate, știi? Pentru că nu au acces la metode contraceptive. Mă rog, știm toată povestea. Când sunt familii cu un statut social destul de bine plasat și cu copii mulți, atunci, într-adevăr, e clar că acei copii au venit din dragoste și sunt doriți. Adică... Așa este. Bunica vine dintr-o familie de 8 frați. A, ok. Deci știu ce înseamnă o familie mare și întotdeauna am apreciat lucrul acesta la familia noastră, că era mult, de la mătuși, la unghi, la nepoți, la Eu sunt singur la părinți și nu știu cum e, dar presupun că e frumos. E foarte frumos. Din punctul meu de vedere, ca și mamă. Chiar e o binecuvântare. Crești, cred că devii un tip mai altruist, mai... Cei care sunt singuri la părinți, eu vorbesc din punctul meu de vedere, suntem mai egoiști, cumva. Cred. Soțul este singur la părinți. Nu? Totul ți se cuvine, nu trebuie să înțeleg tot. Nu trebuie să împarți cu nimeni, eu mă trezesc. Sunt și de acord. Nu? Da, asta zic, nu trebuie să împarți cu nimeni, eu mă trezesc și acum că întreb pe cineva dacă vrea să ia ceva din mâncare sau dintr-o prăjitură, după ce am terminat-o sau aproape am terminat, am uitat de vrei și tu, știi, adică... Nu e în obișnuință. Mici, da, mici aspecte care fac diferența între un copil singur la părinți și altul care e crescut într-un cadru mult mai larg și ei obișnuit să împartă, să fie generos. Aici înțeleg că fiecare copil are camera lui, adică au loc destul, nu există loc de frustrare, nu? Teoretic. De ce? Practic, dorm cu noi. Au camera lor. Că nu vor să stea acolo, da. Pentru că de mici, de când i-am născut, i-am obișnuit cu noi în cameră, i-am alăptat și mi-era mult mai comod ca să stea cu noi în cameră. În prima fază au avut câte un pătuț lipit de patul nostru. Normal. Cum se face, da? Exact. Și ulterior am încercat să-i schimbăm, să-i mutăm pe toți într-o cameră. În prima fază pe toți, fete, băieți, într-o singură cameră, ca să nu le fie greu. Și ne-am chinuit foarte tare. Adică un an de zile, cumva, am încercat să facem această trecere și ei se trezeau noaptea, veneau la noi în cameră. Cu fiecare în parte s-a petrecut procesul ăsta? Nu, deodată. Presupun că nu dorm acum toți 5 cu băieți. Ba da. Nu cred. Da? Da. Ce tare. Și puteți să vă odihniți? Ideea este că o să treacă repede această perioadă și după aceea nu o să mai vrea ei să stea cu noi. Așa e. Pentru că mi-am amintesc și eu la început Așa că vreau să dorm cu părinții sau cu mama, după care n-am mai vrut. Bine, dar mai e ceva. Nu o să vrea cel mare. Să zicem că vreo 2-3 ani nu o să mai vrea. Dar cel mai mic ce este? Fetiță sau băiat? Fetiță, are 3 ani. Are ea? Are ea, da. Am pronunțat bine? Din ce zonă
a globului vin în urmă numele. Cu aproximativ 3 ani, ca să fie concepută Area, soțul meu a scris cea de-a patra sau a cincea carte? Patra. Cea de-a patra carte și unul dintre personajele feminine din carte este denumit Area. Este un nume inventat de el. E inventat. M-am gândit eu că nu l-am mai întâlnit. Nu l-am mai. Am visat, am scris în carte. Bine, n-am visat că fac copil. Personajul din carte l-am visat. Am înțeles, da. Ariana am mai auzit. Două video nu se pune problema. Arișa, cred că este... În rusă înseamnă pace. L-am găsit când a fost înțeșinată cu ea. O zonă slavă, așa mi se părea, da. Ares, mi se pare mai grecesc. Zeul războinicilor, războiului. Unde? La greci? Sau la romani? Cred că la greci, da. Acolo, în zona aia, da. Oriana, n-am auzit până acum și, și Area n-am auzit. Ai întrebat-o pe mama ta de unde, sau ai întrebat părinții de unde... Când a fost însărcinată mama cu mine, a citit o carte, personajul principal din carte avea numele Orianda. Hai mă, lasă-o acolo. Da. Cred așa ceva. Și a plăcut foarte mult. Mi l-a pus într-o perioadă în care fetele aveau un nume specific zonei, specific românesc. Da. Ionela, Alexandra. Da. Acum îl apreciez foarte mult numele, însă atunci, ca și copil adolescent, să zic, sau până în adolescență, nu mi-a plăcut deloc. Ceva excentric. Era un nume foarte greu pentru perioada respectivă. Așa și copiii râdeau de mine la școală și eu m-am frustrat foarte mult de numele pe care îl port atunci. E singurul nume sau mai e vreunul? Georgiana, mai cheamă. Păi trebuia să o dai pe românește. Mulțumesc. Da. Mulțumesc că mama n-a făcut același lucru, pentru că atunci când a sărcinat cu mine, citea Fram Ursul Polar. Să zică Fram? Da. Da, poate luai ceva, un contract de la fabrica de frigidere. Maxim. Da? Poate reușeai să... Maxim un contract la frigidere. Uite, voi ați ales să faceți un lucru cu copiii, un lucru la care m-am gândit și eu cât a fost perioada pandemiei. S-a și făcut în, cumva, dar mă rog, într-o altă formă, s-a făcut online. Dar voi faceți homeschooling. Ați ales pentru copii, adică să învețe acasă. Cred că din ce în ce mai mulți oameni o să aleg varianta asta, văzând cât de înapoiată și cât de încremenită este programa din școlile noastre. Și Dana Nălbaru cu Dragoș Bucur au ales asta pentru copiilor. Și a fost mare vâlvă pe internet. Mă rog, toată lumea își dădea cu părerea despre alegerile lor. Păi am ales toți asta în pandemie. Da. A fost obligat. A fost obligativitate. Da. E ușor, e greu... Cum e homeschooling-ul? Și diferă foarte mult, cred că asta e ideea, nu? Dacă e diferență mare între școala normală și cea de pe... Cred că alegi să faci ce-ți place. La final trebuie să dai examenele în sistemul de stat, nu? Sau cum e? Depinde ce o să își aleagă să facă ei în continuare. În sistem britanic, american, habar n-am, franțuzesc. Da, noi ne-am asumat acest lucru. Spunem de la început că nu încurajăm sau recomandăm mai departe altor familii să facă acest lucru. Este responsabilitatea noastră pe care am decis-o împreună și astăzi noi ne bucurăm de decizia pe care am luat-o în urmă cu câteva luni de zile. Ne-am dat seama că timpul trece foarte repede, copiii cresc foarte repede și în activitățile societății de hai, du-te, vino, fa asta, petreci din ce în ce mai puțin timp cu copiii. Așa. Și ne-am dorit să petrecem cât mai mult timp cu copiii se poate, până când ei vor avea individualitatea lor, personalitatea lor, adolescența, jobul, familia. Vor pleca, vor pleca pe drum. Exact. E o alegere, repet, la care cred eu că vor apela din ce în ce mai mulți părinți, conștienți că școala nu te învață ce trebuie. Și fac ore de astea normal. Uite, fiică mea face tehnologie, cu tot respectul, nu știu exact ce studiază acolo, știu că a trebuit să facă la un moment dat, i-au dat un proiect să facă acasă, ba un tort, să lipească niște cutii de conserve, să le jurbească. Ori eu, Doamne, iartă-mă, de unde să găsesc cutii de conserve, să le golesc, să le arunc, să facă iar asta, să zici că are o parte practică, dar nu te mai ajută deloc acum să știi formula, nu știu care. Da. Și, nu știu, părerea mea. Ce materii? Noi nu facem tehnologie, nu știm. Dar ce materii ați ales? Pură curiozitate. Materiile principale, nu? Română, matematică. Uite, apropo de proiecte, chiar astăzi fetița noastră cea mare și-a pus în fiecare dimineață, îi pun să își noteze un program pe ziua respectivă. Pe lângă baza pe care o au de învățat în fiecare zi, îi pun să își noteze un program ce și-ar dori să facă ei suplimentar. Și fetița cea mare astăzi și-a pus în programul ei să facă un proiect despre Terra.
Și a făcut timp de vreo jumătate de oră, a căutat informații pe Google, avem o carte despre planeta Terra și a adunat ea toate informațiile, le-a scris pe o foaie A4, prin cuvinte, a făcut și câteva desene și practic a creat un proiect despre planeta noastră. Ariadna. Ariadna, da. Și pe lângă asta, cum faci? Profesor de matematică, de română, de limbi străine acasă sau cum? Momentan nu este nevoie pentru că au o vârstă destul de mică și putem să-i gestionăm pentru, noi. Da, pentru cel mare, să zic. 11 ani ar însemna clasa a 5-a, nu? Dacă te duci la 6-a... Matematică, din punctul nostru de vedere, în afară de tabla mulțirii, împărțirii, adunări, scăderi și lucru cu soroban, care este ceva foarte nou... N-ai nimic, da, n-ai nevoie de altceva, corect. Pentru mine au absolvit în momentul în care îmi zic cât e 6 ori 8 și... lucruri de genul ăsta. Da, 10 direct. Pentru că eu asta folosesc și chiar astăzi, ziua de azi, eu când vreau să fac un calcul și mai ales dacă are conotație financiară, folosesc calculatorul sau un tabel Excel. Nici de cum nu calculez mental. Da, și nu ți-a folosit niciodată forța să știi care e forța de frecare pe un plan înclinat și cu ce... Da, nu mi-a folosit. Prefer în timpul acela ca să fac altceva. Dacă au o înclinație spre anumită arie, domeniu de activitate, gen marketing, gen sport, prefer să meargă mai mult în direcția respectivă decât să... Am înțeles. Și din materiile de bază, așa cum le știm noi, să ia doar strictul necesar. Da, baza. Să știe cratima și, mă rog, mai știu eu ce diacriticele la limba română, să nu scrii miau ca pisica. Vorba ta, să știe tabla mulțirii și a împărțirii, că altceva oricum nu ai nevoie, că ai toate sculele astea care te ajută. Să știi tu că România are vecini aia care sunt și care unde e Marea Neagră, să ne arăți că e în vest. Și eu zic că apoi canalizați pe ce demonstrează că și-ar dori sau ce aptitudini veți descoperi voi pe parcursul vieții că au. Și îi îndrumi. Cred că asta nu face sistemul nostru. Sistemul nostru de educație și de învățământ nu reușește să se identifice aptitudinile fiecărui copil în parte și să-l îndrume țintit pe drumul ăla, pe talentul lui. Și de-aia nu avem meseria și de-aia nu avem nimic. Și mi se pare mie iar foarte tare la ei, este ceva ce eu abia la 30 de ani am început să fac. Practic copiilor își câștigă singuri existența, știi, nu primesc nimic gratis. Cumva nu existența, că existența încă depinde de de părinți. Trebuie să muncească pentru ceea ce obține, așa am înțeles, nu? În general trebuie să facă ceva ca să primească. Avem un sistem financiar, eu n-am putut ca să mă abțin și... Am spus în felul următor, dacă vreți să faceți bani, să vă cumpărați ce vreți voi, în afară de baza pe care noi vă oferim, de anul acesta, din iulie, de anul trecut, din iulie, am început să le scoatem din plata noastră financiară, de exemplu, sporturile care le fac sau activitățile de după școală, hainele, de asemenea, o parte din ele, atunci, de exemplu, puteți să citiți cărți, pentru că eu foarte mult m-am dezvoltat din cărți de dezvoltare. Da. Deci asta în felul următor, mergeți la o librărie și cumpărați o carte, iar după ce o citiți, vă plătesc dublu valorii cărții. De preferat, cumpărați cărțile mele. L-ai spus așa? Păi da, dar acelea... Pe acelea le primești cu autograf. Da, da, interesant. Foarte interesant. Că eu mai auzisem că se răsplătesc notele bune, diverse variante, dar asta este o variantă mult.